Vreau să vă rog acum pe cei ce aveți scripturile să le deschideți la pagina 925. Voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 17 inclusiv. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Amin. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Stimați candidați la acest botez nou testamental, frați și surori, stimați prieteni, vă îndemn în această atmosferă de sărbătoare să continuăm în această zi să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer care a prelungit în istorie harul să ajungă până la noi. De obicei, la un eveniment de felul acesta am observat că audiența se împarte în două. Pe de o parte sunt ei îmbrăcați în haine albe care simt bucuria acestui moment din plin. De partea cealaltă suntem noi cei care asistăm și zic că în această zi Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amen. Aș vrea în câteva minute ce le am la dispoziție să abordăm un subiect despre botez. Lucrarea aceasta ar trebui să-i unească pe credincioși, dar datorită faptului că este uneori interpretată diferit, se poate uneori să-i divizeze. Aș vrea în această zi să vedem ce spune Scriptura despre botez. Dacă astăzi ar trebui să punem o întrebare aici, ce este botezul? Probabil fiecare dintre noi am căutat să dăm o definiție. Dar aș vrea în această zi să vedem ce ne spune Scriptura despre botez. Ce este botezul? Am citit acest fragment din Scriptură pe care toți de aici îl cunosc, despre botezul lui Iisus în Iordan. Toți știm că el a fost botezat de Ioan la vârsta de 30 de ani, și sigur, vrem să vedem în concept biblic ce este botezul. Vreau să aduc în fața dumneavoastră și în atenție azi trei definiții despre botez din acest pasaj biblic și din alte versete din Noul Testament. Și ca să putem reține mai ușor mesajul,
M-am gândit să aducem aceste definiții cu aceeași literă. Mai întâi vom defini botezul așa. Botezul este prioritate. Pentru fiecare muritor, botezul este o prioritate, o urgență. Amin. Și vom vedea de ce definim așa. Apoi, botezul este o poruncă divină. N-am inventat noi botezul, nu e obicei, nu e ritual, ci este poruncă divină. Amin. Și vom vedea cine a dat această poruncă. Iar în al treilea rând, vom defini botezul ca fiind o priveliște. O priveliște care leagă pământul de cer. Așa s-a întâmplat la Iordan atunci când s-au deschis cerurile. Așa se întâmplă azi la Câmpia Turzii. Amin. Prima definiție. Botezul este prioritate. Ce bine ar fi dacă toți creștinii, după ce ascultă Evanghelia, ar înțelege că botezul este prioritate. Uitați-vă, Ioan boteza în râul Iordan și mulți veneau să fie botezați de el, mărturisindu-și păcatele. Și printre candidații de la botez, Ioan are unul special despre care am citit. Era cel venit din cer, Mântuitorul lumii. Amen. Uitați-vă cum începe pasajul care l-am citit. Revin la versetul 13. Începe cu un adverb de timp, atunci. Auziți? Atunci. A venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ascultați-mă, dragi creștini, dacă Scriptura zice atunci, înseamnă că nu necesită amânare. Înseamnă că botezul e urgență, e prioritate. Amin. Observați, Domnul Iisus, înainte ca să facă orice altă lucrare publică, înainte să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, înainte să vindece bolnavi, înainte să elibereze demonizații, înainte să le învieze morții, că a făcut 3 învieri, a înviat-o pe fiica lui Iair, l-a înviat pe fiul văduvei din Nain și l-a înviat pe prietenul său Lazar din Betania. Slăvit să fie Iisus, care e învierea și viața. Și e Mântuitorul nostru. Aleluia. Uitați-vă, dragi creștini, înainte să fac aceste lucrări, atunci a venit la Iordan, la Ioan, să fie botezat de el. A venit. Îmi dați voie să spun astăzi ceva. La botez trebuie să vii pe picioarele tale. Nu trebuie să te ducă alții. Eu mă bucur în această zi de cei care s-au îmbrăcat în haine albe, că au înțeles că botezul e prioritate și au venit pe picioarele lor la botez. Vreți să mai zicem o dată, Dumnezeu să-i binecuvânteze? Amin. Eu am citit în Scriptură despre un om și nu era oricine omul acela, un famen care a venit din Etiopia la Ierusalim să se închine, era un demnitar în Etiopia, era un oficial, un ministru de finanțe. A venit la Ierusalim să se închine, l-a căutat pe Dumnezeul adevărat și închinarea adevărată, dar la templu n-a găsit răspuns pentru problema lui sufletească.
avea poziție socială, avea influență, avea bani, dar în sufletul lui era un gol. Spunea Blaise Pascal că în inima fiecărui om este un gol de dimensiunea lui Dumnezeu. Amin. Și golul acela nu-l poate completa decât Dumnezeu. Amin. Se întorcea de la Ierusalim cu un gol în suflet, dar a luat o carte și a început să citească în ea, în cartea profetului Isaia. Și Dumnezeu, când vede că în inima omului e o căutare sinceră, Dumnezeu se lasă găsit. Dumnezeu a pus în mișcare cerul și pământul pentru demnitarul din Etiopia, pentru că a venit un înger din cer la Filip și i-a zis: Filip, scoală-te, că te trimit în altă misiune. Unde, Doamne? Păi lași lucrarea din Samaria, unde se convertesc zeci de oameni și unde Dumnezeu lucrează cu semne și minuni, și te duci în pustiu spre Gaza pentru o adunare cu un singur om. A venit îngerul și a zis lui Filip: scoală-te, trebuie să ajungi un car în deșert. De ce? Vreau să mântuiesc un suflet. După ce i s-a predicat Evanghelia prin Filip, omul acesta a înțeles că botezul e prioritate și s-a botezat în ziua aceea. Eu zic, lăudat să fie Dumnezeu! Cei care înțeleg că botezul e prioritate, să se boteze când au înțeles. Amin! Uitați-vă ce s-a întâmplat atunci. În Fapte, capitolul 8, e un pasaj cunoscut. Așa cum vă spuneam, Filip e trimis să ajungă acel car în pustiu, și în Fapte, capitolul 8, de la versetul 30, citim așa: Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. El i-a zis, vă imaginați, a ajuns carul, probabil a alergat paralel cu acel car și alergătorul din praful drumului îl întreabă pe ministrul de finanțe al Etiopiei: înțelegi tu ce citești? Se pare că nu înțelegea nimic. Dar Dumnezeu așează uneori oameni lângă noi să ne explice Evanghelia. În ziua aceea l-a așezat lângă famen pe Filip. Auziți ce se întâmplă în pustiu? Faminul a răspuns: am citit câteva capitole, nu înțeleg nimic. Acum sunt la capitolul 53 și citesc așa. Versetul 32, locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel fără glas, înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, n-ai vrea să-mi dai o explicație? Despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Să nu mă sprijinesc pe foaia întâmplării, să cred că e vorba de unul și apoi să fie vorba de altcineva. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Despre el era vorba. Era vorba de cineva care s-a jertfit pentru păcatele, se va jertfi pentru păcatele lumii, se jertfise pentru păcatele lumii, dar famenul nu înțelegea. Și Filip a zis, aici e vorba de Iisus. Ce imagine frumoasă în pustia aceea! Dați-mi voie să-mi imaginez așa, când a oprit carul și l-a invitat famenul să stea lângă el în car, acolo în pustia aceea, eu nu mai văd un singur ministru în car, eu văd doi miniștri.
Unul era ministru peste comorile Etiopiei, da? Famenul care se întorcea de la Ierusalim și celălalt care s-a așezat lângă el era ministru peste comorile cerului. El a început să-l predice pe Iisus, să spună despre întruparea lui, despre moartea lui, despre învierea lui, despre înălțarea lui la cer, dar cred că i-a vorbit și despre botezul despre care am citit azi. Că într-o zi, acest Iisus a intrat în Iordan cu ceilalți muritori și a fost botezat de Ioan. Știți ce zice famenul? Păi nu mai am nici măcar o zi de amânat. Ascultați următorul verset pe care îl citim în Fapte, capitolul 8, de la versetul 36. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă, că Dumnezeu a pregătit cadrul să se poată face lucrarea aceasta. Lăudat să fie Dumnezeu! Amin. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și acum ascultați, stimați prieteni, răspunsul. Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Și acum aleluia, nu mai există nicio amânare, pentru că botezul e prioritate. Amin. Și scrie aici, a poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen și când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Nu-i problemă că pleacă predicatorii. Dacă rămâne Domnul cu noi, suntem cei mai fericiți oameni. Famenul și-a văzut de drum plin de bucurie. Eu aș dori ca cei 11 sunteți, după botezul de azi, să vă continuați drumul plin de bucurie, așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. Cred că am înțeles în această zi prima definiție despre botez. Botezul e prioritate. Iisus a venit la Iordan și a fost botezat de Ioan înainte de a face orice altă lucrare. Cei care au înțeles Evanghelia predicată s-au botezat fără nici o amânare. Dacă sunt persoane aici care au înțeles cum trebuie să se boteze și până azi au amânat, îi îndemn să se boteze după Evanghelie. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Amin. În al doilea rând spuneam că botezul este o poruncă divină. Cine a dat porunca asta? Am citit astăzi că acolo în Iordan, când Ioan trebuia să-l boteze, a încercat să-l oprească pe Iisus. Și Iisus a zis, lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit? Amin. Înseamnă că botezul nu e obicei, dragii mei. Botezul este poruncă divină. Amin. Știți că Domnul Iisus, după învierea din morți și înainte de înălțarea la cer, a dat această poruncă divină pentru oameni să fie botezați? E o poruncă ce desparte lumea în două, între creștini și necreștini. Și acum dați-mi voie să vă spun ceva. Frați și surori, prieteni dragi, porunca despre botez este pentru oameni mari. Pentru că botezul biblic trebuie să fie precedat de credință. Famenul înainte să fie botezat a fost întrebat dacă crezi din toată inima ta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Se poate! Și astăzi fratele ne-a citit la timpul de rugăciune, Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Amin. Amin! Adică, dragi creștini, mai întâi credință și apoi botez. Să spunem amin. Amin. Și acum haideți să ascultăm porunca divină. Botezul e prioritate și botezul este poruncă divină. Uitați-vă cine a dat această poruncă. Matei, capitolul 28, ascultați cum se încheie Evanghelia.
Înainte de înălțarea Domnului la cer, a dat această poruncă pentru oameni mari. Și acum rețineți, vă rog, în primele secole de creștinism nu s-a botezat niciun prunc. Botezul pruncilor a fost introdus în creștinism spre sfârșitul secolului 3 și pe arii extinse în secolul 4. Rețineți, în primele veacuri nu s-a botezat nici un prunc. Botezul autentic, biblic, este pentru oameni mari, pentru că trebuie să fie mărturia unui cuget curat. Așa e porunca divină. Doamne, ajută-ne să o împlinim așa. Și acum haideți să citim. Matei 28, de la versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, de ucenici. A vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu acum plec la cer, dar voi trebuie să împliniți porunca. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Auziți? Mai întâi trebuie să faci ucenici. Nu poți să faci ucenici din copii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și mai faceți ceva. Învățați-i, că sunt oameni mari și înțeleg. E clar că botezul este pentru oameni mari. Amin. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ai scrie amin. Zicem și noi amin. Amin. Botezul e prioritate și botezul este poruncă divină. Cine a dat porunca? A dat-o Hristos după înviere pentru oameni mari și noi trebuie să împlinim cum e scris. Amin. Sau dacă vreți, cum zicem în crezul de la Niceea. Cum zicem? Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, indicativ prezent. Eu și nu altcineva pentru mine. Amin. Amin. Dacă cineva ar întreba astăzi: cine l-a trimis pe Ioan să boteze în Iordan? A fost ideea lui? Eu vă spun nu. Credeți că ideea despre botez a fost mai întâi în gândirea lui Dumnezeu? Cel ce l-a trimis pe Ioan să boteze în Iordan a fost chiar Dumnezeu din cer. Și acum dați-mi voie să vă citesc. Uitați-vă ce spune Evanghelistul Ioan, capitolul 1, de la versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, starea de păcat. El e Iisus Hristos. Amin. El este acela despre care ziceam, spunea Ioan: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine, eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Dumnezeu. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut ce n-a mai văzut la altcineva la botez. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Și acum atenție, de unde vine botezul? Eu vă spun, din cer, de la Dumnezeu. Eu nu-l cunoșteam, dar zice Ioan: dar cel, e scris cu literă mare, e clar că e vorba de Dumnezeu, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: acela pe care îl vei vedea, Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Era Mântuitorul lumii. Lăudat să fie Domnul. Odată au venit la Domnul niște preoți de seamă și niște bătrâni. Scrie Matei 21 și i-au adresat următoarea întrebare: cu ce putere faci tu aceste lucruri, că faci vindecări printre noi? Și Domnul zice: am să vă spun și, pun și eu o întrebare. Dacă îmi răspundeți la întrebarea mea, vă răspund și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Vă întreb, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Și ei n-au răspuns.
Dar ce ziceți după ce am citit în această zi? E ușor de răspuns. Nu puteau răspunde atunci oamenii aceia. Botezul venea din cer. Și botezul vine din cer. Și este mărturia unui cuget curat. Frați și surori, prieteni dragi, trebuie mărturisire de credință și apoi botez. Amin. Haideți să mai citim împreună două versete. Romani, capitolul 10, versetul 9. Sigur le-ați învățat la cateheză, nu? Le știți pe din afară. Dacă mărturisești deci cu gura ta, cine n-a făcut lucrul acesta să se grăbească la botez? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și următorul verset. Haideți să-l citim împreună. Că asta înseamnă că vrem să împlinim botezul așa cum e scris. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Botezul e prioritate. Atunci a venit la Iordan. Lasă-mă acum. Amin. Botezul e poruncă divină, dată de Dumnezeu și dată de Hristos după înviere pentru oameni mari. Amin. Amin. Și botezul e priveliște. Frumoasă priveliște. O priveliște care leagă pământul de cer, așa a fost la Iordan. Când Domnul a ieșit din apă, s-au deschis cerurile, Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel și Tatăl a vorbit din cer spunând despre Iisus: acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amen. Oare să fie această priveliște azi la Câmpia Turzii? Frate Neluțu, stimați colegi de slujire, frați și surori, cred ceva. Dincolo de norii pe care noi îi vedem, astăzi cerurile sunt deschise. Amen. Și îngerii se bucură la sărbătoarea noastră. Lăudați să fie Domnul. Știți ce se întâmplă când intră ei în apă? Știți de ce? Ei priveliște care leagă pământul de cer. Uitați-vă ce a zis Iisus. Nu-s cuvintele mele, dragii mei. Sunt cuvintele Lui. Matei 10 cu 32. Ce se întâmplă când ei îl mărturisesc pe Iisus în fața oamenilor? În fața martorilor văzuți? Au zis ce scrie aici. Aici a vorbit Iisus. De ce-i priveliște care leagă pământul de cer? De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, ce vor face imediat, zice Iisus, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și zice Domnul în cer: e al meu Tată și pentru El mi-am dat viața la cruce. Lăudat să fie Domnul. Nu știu dacă vom înțelege totul despre botez azi, dar aș vrea să mergeți acasă măcar cu aceste definiții. Botezul e prioritate. Amin. Amin. Cineva mi-a zis la un botez: frate, la următorul botez am să mă botez și eu. Dacă ești aici și nu te-ai botezat și poate în inima ta e această dorință și poate zici: la următorul botez în Biserica Betel din Câmpia Turzii am să mă botez și eu. Eu zic să-ți dea Dumnezeu viață și sănătate. Amin. Să te poți boteza după Evanghelie. Amin. Botezul e poruncă divină și botezul e priveliștea care leagă pământul de cer. Amin. Mă uit la voi cei îmbrăcați în alb. N-aș vrea să vă spun că drumul pocăinței înseamnă numai flori, vor fi și încercări, vor fi și obstacole, dar vreau să vă asigur, viața cu Iisus e o viață frumoasă. Aleluia. Când mă uit la băieții ăștia tineri, încep așa să derulez amintiri. În anul 1992, când aveam vârsta de 18 ani, terminasem liceul sanitar în Suceava și mi-am invitat colegii să vină la botezul meu. Unul s-a uitat așa la mine și a zis: te-ai dereglat la etajul superior. Dar eu vă spun, am făcut cea mai frumoasă alegere a vieții mele. Vă încurajez. Tinerețea cu el e frumoasă. Familia cu el e frumoasă. Și viitorul cu el e un viitor luminos. Mi-amintesc de ziua aceea când am intrat în apa botezului, eram la râu,
ne-am prins de mâini și am cântat o cântare ce a marcat tot restul vieții mele. O scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. De atunci călătoresc cu acest Iisus și vă îndemn pe cei care încă nu v-ați întors la Domnul și n-ați dat o mână de pace cu Iisus Hristos care a înviat din morți. Întoarceți-vă la pocăință, botezați-vă după Scriptură ca să aveți garantată veșnicia și eternitatea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mă opresc aici pentru că urmează momentul solemn când ei vor intra în apă și vor mărturisi pe Iisus ca Domn și Mântuitor. În fața martorilor văzuți și nevăzuți. Și le zic acum la final să vă dea Domnul un drum binecuvântat pe calea pocăinței și să ajungeți în patria eternității, în splendori nevisate, să fim pe străzi de aur în cer, voi și familiile voastre, să mântuiască Domnul orașul Câmpia Turzii, să mântuiască Dumnezeu România. A lui Dumnezeu să fie slava și cinstea astăzi și mâine și în vecii vecilor. Amin. Amin.